Universul nu a uitat de Ziua Îndrăgostiților în 2023 și a avut grijă să lase previziuni pentru ziua de 14 februarie. Iată horoscopul pentru ziua de 14 februarie. Următoarele zodii își vor găsi marea iubire. Berbec și săgetător. Aceste semne zodiacale sunt iubitoare de distracție și mist, iar de aceea sunt o perfectă combinație. Conexiunea dintre berbec și săgetător ar fi întreținută de aventurile pe care și le-ar oferi unul celuilalt, dar și spațiul intim de care au nevoie. Tocmai pentru că adoră planurile spontane, energiile lor se unesc de Valentine's Day. Fecioară și vărsător. O fecioară perfecționistă și un vărsător care nu programează nimic în viață vor face cuplul deosebit. Se vor ocupa să-și umple golurile și să petreacă timp făcând ce le place. Cele două zodii se bucură de o comunicare specială, puternică și nu lasă niciodată orgoliul să intervină. Leu și Scorpion. Până să se cunoască cu adevărat și să se accepte, între cei doi vor ieși artificii. Dar odată ce se vor îndrăgosti, nimeni nu îi va mai despărți. Sunt posesivi, geloși și se iubesc cu toată ființa lor, întrucât vor construi o conexiune spirituală. Dacă vor exista certuri în relația de cuplu, amândoi vor lupta să iasă din situațiile tensionate. Gemeni și Balanță. Ambele zodii sunt guvernate de planetele iubirii și comunicării, deci sunt semnele universului că gemenii și balanțele fac cuplul pe care îl regăsești doar în povești. Se completează unul pe celălalt când gemenii vor să vorbească, balanțele ascultă cu interes. Când balanțele au o piatră pe inimă, gemenii vin cu variante de a ieși din impas. Taur și Capricorn. Capricornii sunt persoanele care se țin de muncă, promisiuni și de planurile pe care le au în agenda, iar taurii sunt mândri că au lângă ei nativ care se ocupă de toate. Taurii sunt zodii influențate de natură și de frumosul din jurul lor, iar partenerii abia așteaptă să-i privească în momentele lor liniști. Cei doi formează un cuplu echilibrat de Valentine's Day. Relatează wowbiz.ro.